caravana antimafia condusă de Anca Alexandrescu și echipa Culisele statului paralel ajung în județul Buzău. Tentaculele statului subteran, care s-au întins ca un cancer în toată țara, sunt demascate la Realitatea Plus de invitați de excepție. Vorbim despre unul dintre județele cele mai bogate în resurse, dar care este ținut în sărăcie lucie de vechea gașcă de baroni locali. Descoperiți și comuna care stă pe o comoară de 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, dar în care localnicii se încălzesc tot cu lemne, ca strămoșii lor, dacii. Tot în Buzău moare și ultima speranță a agriculturii românești. Se pune lacăt pe ultima stațiune de cercetare care mai are semințe românești. Jafurile care au îngenunchiat țara trebuie oprite, iar noi facem primul pas. Vă așteptăm alături, ceasul penalilor ticăie. Nu ratați o campanie unică pentru mass media din România. Caravana Culisele statului paralel cu Anca Alexandrescu. Joi, de la ora 18.